Un nou grup de ostatici a fost eliberat de Hamas în urmă cu puțin timp. 13 israelieni au fost predați Crucii Roșii ca și până acum la spitalul Han Yunis din sudul Gazei. Ei se află acum în drum spre Egipt, de unde vor fi preluați de armata israeliană. În acest grup sunt 9 copii și 4 femei. Înainte de acest transfer, Hamas a eliberat o persoană cu cetățenie dublă, rusă și israeliană, în baza unei înțelegeri cu Putin. Hamas a încercat și astăzi să tergiverseze transferul ostaticilor, invocând posibilitatea că ei să fie predați în nordul fâșiei, pe la punctul de trecere Erez. Cererea a fost însă respinsă în primul rând de Egipt, unul dintre mediatori. Israel predă în schimbul acestui grup 39 de palestineni civili aflați în închisoare pentru instigare la acte de terorism sau tentativă de omor. După dificultățile întâmpinate aseară, armata israeliană s-a repoziționat. Soldații aflați în Gaza au fost vizitați astăzi de premierul Netanyahu. El a vorbit cu soldații și comandații și a vizitat unul dintre tunelurile descoperite. A fost pus la curent și cu ultimele informații de securitate din zona. Încetarea focului ar trebui să se termine mâine la miezul nopții. Premierul Netanyahu va avea o nouă discuție prin telefon cu președintele Joe Biden despre posibilitatea extinderii încetării focului.